Gaz mai scump la iarnă, credite mai costisitoare și amenzi de circulație mai mari. Sunt scumpirile care vin la pachet după modificările fiscale ale guvernului. Accident șocant la Iași, un copil de 7 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de o șoferiță care a fugit apoi. A fost prins însă câteva minute mai târziu. Rușii ar fi lansat atacurile asupra porturilor ucrainene chiar din România. Afirmația aparține unui analist militar de la Kiev. El mai spune și că teritoriul Moldovei servește pentru bombardamentele armatei ruse. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! De ce ne este frică? Nu scăpăm, adică de prețuri și mai mari după modificările fiscale ale guvernului. Prima temere a românilor este că se scumpesc creditele după ce băncile vor fi taxate cu 2% din cifra de afaceri. Un nou impozit va fi și în industria de petrol și ar putea duce la creșterea prețului benzinei, dar și al gazelor la iarnă. Executivul a strecurat aceste taxe în pachetul măsurilor fiscale pe ultima sută de metri, iar majorarea salariului minim aduce după ea amenzi de circulație mai mari. Gândul că banca le va majora creditele, care și așa au crescut în mod repetat în ultimii ani, îi îngrijorează pe mulți. Am un credit serios, cu o dobândă semnificativ majorată, așa că îngrijorarea rămâne. Am credite și dacă o să se bage acest 2%, automat o să crească și rata. Creditele se vor scumpi. Și probabil că va fi ca un bulgăre de zăpadă, care în economie se va reflecta. Noul impozit de 2% pe cifra de afacere a băncilor ar aduce statului peste 800 de milioane de lei la buget în fiecare an, conform calculelor profit.ro. Dacă se va reflecta asupra clienților, povara creditelor se mărește considerabil. Alții vor fi descurajați și nici măcar nu vor îndrăzni să mai ia împrumuturi. 2% aplicat la dobânda pe care o plătești, aparent nu înseamnă foarte mult, dar ratele românilor sunt undeva între 1000 și poate chiar 3000 de lei, depinde de credit, pe lună. Deci asta înseamnă undeva, să zicem, între 20 de lei și poate chiar 60 de lei pe lună adăugați în plus. Adică pe an te duci către o sumă care variază între 240 de lei până către 600-700 de lei în plus la rată. Și nu este singura schimbare făcută în ultima clipă de guvern. TVA-ul va crește de la 5% la 9% pentru evenimentele culturale. Asta înseamnă că prețul biletelor la concerte, festivaluri sau evenimente sportive va fi mai scump. Pe de altă parte, a dispărut din lege prevederea cum că instituțiile și primăriile puteau să acorde maxim 2,5% din bugetul propriu pentru organizarea de evenimente culturale sau recreative. Astfel, sărbători ca zilele comunei sau ale orașului din banii publici au liber la organizare. Cine va vrea să meargă să-și vadă artistul preferat la un concert organizat de firme private va plăti însă mai mult. Și la pompă situația va fi la fel în contextul în care statul impune un nou impozit de 0,5% pe afacerile companiilor din industria de petrol și gaze. Este acest impozit de 0,5% nu se va duce în factura românilor sau cel puțin nu pe termen scurt. Dar cu siguranță vor apărea probleme de costuri suplimentare la nivelul românilor sau diverse deranjamente, să spunem, ca urmare a scăderii investițiilor. Nu vor să piardă, deci cresc și ei ca să rămână tot în câștig, altfel ce dăm faliment noi. Se vor scumpi, sigur că vor să scumpi, dar nu trebuie să scumpească cu același procent. Un amendament care a creat vâlvă a fost cel legat de pilonul 2 de pensii. Dacă trecea, fiecare angajat român era obligat să depună o cerere în scris pentru a continua cotizațiile. În caz contrar, banii se duceau automat la pilonul 1, iar milioane de români ar fi rămas fără această pensie. Acel amendament nu a luat calea oficială, nu a urmat procedura parlamentară, nu a fost înregistrat în Ministerul Finanțelor încât să constituie un document oficial. Nu se pune problema pilonului 2 de pensii, nu se pune problema naționalizării și a tuturor bazaconilor care au apărut în sectorul public. Arată că, de fapt, cei din Ministerul Finanțelor, până la urmă, nu-l recunosc pe ministru Boloș drept ministru de finanțe și că toți se supun primului ministru și acționează ca atare, punând în pericol, de asemenea, veniturile românilor, economiile românilor. Nu în ultimul rând, guvernul va majora salariul minim pe economie la 3300 de lei, astfel că vor crește și amenziile de circulație. De la 1 ianuarie 2024, punctul de amendă se majorează cu 15%, adică de la 145 de lei la 165 de lei. Spre exemplu, pentru o parcare neregulamentară, adică 6 puncte, veți plăti 990 de lei în loc de 870. Urmărire pe șosea în Botoșan, polițiștii.
după un tânăr pe care îl prinsese fără permis. Cum s-a terminat cursa, vedeți însă în câteva minute la Focus. Șoferița din Iași, care a luat un copil pe trecerea de pieton și a fugit de la accidentului, nu a văzut cel mai probabil ce a făcut. Martor care a surprins întreaga scenă. Prinsă de polițiști la scurt timp după accident, tânăra de 30 de ani a fost testată cu alcool testul care a arătat că nu băuse. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta. A fost alertă la Iași după ce un copil de a zlovit pe trecerea de pietoni. Băiatul a încercat să traverseze strada și a grăbit pasul, dar nu a apucat să ajungă la jumătate. O mașină l-a lovit fără măcar să încerce să răneze. Imediat șoferița a apăsat pedala și s-a făcut nevăzut. Un trecător care a văzut întreaga scenă a sunat la 112 să ceară ajutor. Aici pe colț și am văzut cum a venit în viteză. Aici era o mașină care a luat vizibilitatea femeii de la volan. E vina amândurora. Imediat după impact, tânărul s-a dus la părinții copilului și a anunțat ce s-a întâmplat. El crede că șoferița nu a frânat și nici nu a oprit, pentru că pur și simplu nu a văzut sau simțit că a dat peste cineva. Cât de departe a mers până a oprit-o polițiștii? Până la semafor. Avea intenția să oprească sau doar oprise la semafor și aștepta? A oprit-o poliția. Era pe roșu semafor. Nu departe de locul accidentului, agenții au ajuns-o din urmă pe femeie. Aceasta a oprit autoturismul în intersecția semaforizată și a coborât de la volan. Imediat apare mașina poliției. Și a fost testată din punct de vedere alcooloscopic, rezultatul fiind negativ. În tot acest timp, băiețelul zăcea buimac pe asfalt. Nu a dat ce s-a întâmplat, știe că doar a fost lovit de o mașină. Mica nu era în preajma lui, fiind în stare de panică, neștiind ce efecte a avut accidentul. Medicii de pe ambulanță i-au acordat primul ajutor. A fost transportat apoi la Spitalul Sfânta Maria. Stabil, hemodinamic și respirator, cu traumatism craniocerebral și un traumatism de membru inferior drept. Băiatul este internat în secția de neurochirurgie a Spitalului Sfânta Maria din Iași și primește îngrijiri medicale în continuare. Din fericire, în acest caz este un final, spunem noi, de însănătoșire totală a pacientului, de recuperare totală a pacientului. Pe numele tinerei care a produs accidentul a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și păsirea locului accidentului. Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, află abia mâine dacă scapă de arestul preventiv. După ce procurorii DNA l-au prins întorcându-se de la pescuit cu o geantă în care avea 1.250.000 de lei, avocatul baronului de Vaslui încearcă acum să scoată clientul din arest și a contestat decizia. Buzatu a susținut că nu este vorba de mită, ci ar fi luat bani cu împrumut de la afaceristul din Cluj. Dumitru Buzatu a fost adus din arest la curtea de apel Iași în Cătușe. Ai distrus un oraș, băi, borfașule! Excrocule! Te așteptăm! Avocatul său susține că trebuie să aibă acces la dosar și să-l studieze ca să pregătească strategia de apărare, așa că magistrații au amânat judecarea contestației. Noi n-am avut acces la dosarul cauzei, am solicitat și instanța a încuviințat să avem acces la dosarul cauzei. Practic, suntem într-o contestație. Suntem într-o țară în care toată lumea se pricepe la fotbal și la politică și la justiție mai nou. Ministerul Public a încheiat prima repriză în avantaj. Suntem în repriza a doua, în fața Curții de Apel Iași. Încercăm să câștigăm acest meci, dar și un egal va fi de ajuns. Avocatul mai spune că nu există suficiente dovezi pentru ca banii primiți de Buzatu să fie considerați mită. Ceea ce am reclamat eu este lipsa elementară a unor probe de pretinderea unor sume de bani în contextul în care domnul Buzatu a fost interceptat numai puțin de 7-8 luni de zile. Potrivit motivației judecătorilor la decizia de arestare, Dumitru Buzatu a susținut în fața anchetatorilor că cei 1.250.000 de lei ar fi fost de fapt un împrumut cerut omului de afaceri Emil Savin și că ar fi cerut o sumă de 10 ori mai mică. Asta după ce, la flagrant, Buzatu a spus că banii sunt economiile sale. Vreau să ne spuneți geanta aceea cu este. A mea. Și ce se află în ea? Bani. Și ce reprezintă acea sumă? Banii mei. Sunt banii dumneavoastră? Ce sumă se află în acea geantă? Nu contează, vă rog, simt. Omul de afaceri Emil Savin, zis Farmazon, susține că nu l-a denunțat pe politician, ci pe un expert de-al său. După finalizarea unor lucrări de infrastructură, Consiliul Județean Vaslui a rămas cu o datorie de 3 milioane de euro la firmele afaceristului. Doar că la recepția lucrărilor, expertul Radu Judele nu a dat un aviz favorabil, așa că banii au fost blocați în conturi, iar expertul i-a cerut să subcontracteze și alte lucrări. Savin a mers la DNA și l-a denunțat, iar după ce procurorii anticorupție au intrat pe fir, au ajuns rapid la șeful Consiliului Județean
Buzatu, care ar fi lăsat de înțeles că datoria de 3 milioane de euro ar urma să fie returnată, dar numai după plata unui comision de 10%. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Corect? Joi, Dumitru Buzatu află dacă rămâne în arest sau va fi cercetat în stare de libertate. România dată în judecată la CEDO. Trebuie schimbată legislația. Căsătorie între persoanele de același sex. Astăzi, la Focus. Rușia ar fi lansat atacurile asupra porturilor ucrainene chiar din România. Afirmația aparține unui analist militar de la Kiev care spune că teritoriul țării noastre, dar și al Moldovei, servește pentru atacurile armatei ruse. Între timp, trupele ucrainene țin pie bombardamentelor și își continuă contraofensiva. Rușii au lansat însă peste 77 de lovituri aeriene într-o singură noapte. Unul dintre cei mai vocali analiști militari din Ucraina, care aparține grupului Rezistența Informațională, susține că Rusia a folosit spațiul aerian al României și al Republicii Moldova în timpul atacurilor cu rachete și drone asupra Ucrainei. Росіяни, коли намагаються атакувати Ізмаїльський район, Ранійський район, вони використовують повітряний простір Румунії. І досить тривалий час вони саме його використовували як прикриття. Kovalenko spune că apărarea aeriană ucraineană nu a putut distruge dronele rușilor lansate din România și Republica Moldova. El a precizat că Rusia ar fi folosit spațiul aerian al Moldovei atunci când a atacat cu rachetă de croazieră calibr. Stolis rusianami для покращення ефективності використання КРМБ калібр, коли вони використовували повітряний простір Молдови. У Молдови взагалі ППО як такої не існує. Можна говорити так, як воно є. Armata rusă a atacat regiunile Herson și Donetsk de peste 100 de ori în doar o singură zi. Rachetele și dronele au variat mai multe obiective militare, dar au lovit și zonele civile. În regiunile din est, forțele ucrainene continuă să desfășoare operațiuni ofensive și câștigă teren în direcția Melitopol și lângă Bahmut. Soldații provoacă pierderi trupelor rusești și epuizează echipamentele inamicului de-a lungul întregii linii de front. Чітко бачимо, які напрямки тиску Росії мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій недостатньо. Буде більше. Наших власних українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати. Desigur, rușii nu sunt mulțumiți. Potrivit unei surse de la Kremlin, Vladimir Putin i-a dat termen ministrului apărării Sergei Shoigu ca până la 1 octombrie să oprească ofensiva declanșată de Kiev la începutul verii. Cu toate acestea, bilanțul trupelor pe front nu arată deloc bine. Conform ultimelor date, Rusia a pierdut în începutul războiului peste 200.000 de soldați, 8.700 de tancuri și aproape 5.000 de drone. Ucrainenii stau însă cu frica în sân din cauza atacurilor cu drone. Ні безпілотники, ланцети, куби, тобто це головне, головний наш страх. Тобто з відкритих позицій дуже тяжко працювати, бо кожні там півгодини вони піднімають свій БПЛА і можуть вдарити. Це єдиний страх. А як артилеристи, вони не дуже міткі. Там що вагнера були, що мобілізовані, ну, все так само вони використовують своїх людей як гарматне м'ясо. Там просто укріплені споруди, не так просто їх пройти. А що касається кількості їхньої, то це не так впливає, як я так вважаю. Дронele sunt cele mai periculoase și cel mai greu de detectat pe radare și doar echipamentele occidentale le pot depista. Стара гармата, в 87-му року в неї гармата, і вона дуже надійна, я з нею вже воюю четвертий рік, вона ніколи мене не підводила. Я знаю, що ну, імпортна техніка, яка б вона не була сучасна там, і вона дуже ніжна, вона потребує свого уходу, а це стара провірена гармата, яка працює і буде ще. Що ну, у нас є оператори дронів в бригаді, і вони бачать, коли противник ну, йде вперед, і в нас є там декілька хвилин, щоб працювати по цілі. Тобто, в цьому плані артилерія добре працює. Washingtonul a anunțat că va trimite Kievului rachete cu rază lungă de acțiune care vor completa arsenalul ucrainean de sisteme de lovituri de precizie. Rapperul Guess Who a fost prins drogat la volan. Potrivit unor surse, cântărețul ar fi consumat cocaină.
Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus. Ghesu a fost oprit de polițiștii de la rutieră în centrul Bucureștiului, mai exact în Piața Victoriei, după ce a fost testat cu aparatul drug test. Cântărețul a fost dus și la INML pentru analize de sânge. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, dar este vizată doar fapta. Ghesu, pe numele lui real Laurențiu Mocanu, are 37 de ani și o carieră în muzică de peste două decenii. Scandal monstru în trafic în județul Botoșani. Un tânăr de 23 de ani a agonit pe șosele cu poliția după el. Prins cu permisul suspendat, vorbitul s-a certat cu oamenii legii, apoi a demarat în trombă. A fost prins până la urmă, după câțiva kilometri, și reținut. Tânărul a fost oprit de un echipaj de poliție pe un drum în localitatea botoșeneană Durnești. Când i-au verificat permisul, agenții au văzut că era suspendat și i-au spus că trebuie să meargă la secție. În acel moment, șoferul a devenit agresiv cu oamenii legii. Iubita s-a intervenit în scandal. A încercat să împiedice forțele de ordine să-și desfășoare activitatea. În aceste împrejurări, conducătorul auto s-a urcat în autoturism și l-a pus în mișcare, părăsind locul respectiv în viteză. A fost prins însă după o urmărire de 5 km pe un drum agricol. A continuat cu insultele și gesturile brutale la adresa forțelor de ordine, de aceea a fost imobilizat și tușat. Ulterior, pe nume tânărului s-a deschis dosar penal și s-a emis și o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. A fost sancționat și contravențional cu amendă în cuantum de 2600 de lei pentru abaterea la regimul rutier, respectiv neoprirea la semnal, lipsa documentelor prevăzute de lege și adoptarea unui comportament agresiv. Tânărul va fi cercetat cu conducerea unui vehicul fără permis și iubita sa a fost amendată cu suma de 6.000 de lei pentru că i-a împiedicat pe agent să-și îndeplinească obligațiile de serviciu. Peste 200 de români suspecți de trafic de droguri au fost audiați de polițiști într-o singură zi. Ar fi vândut sau produs droguri în toate colțurile țării. Dintre ei, 89 au fost reținuți, iar 19 sunt arestați preventiv. România pare că a devenit în ultima perioadă o piață de substanțe interzise. Zilnic sunt prinși dealeri. Cele mai multe droguri însă sunt aduse din alte țări. Doar că în portul Constanța n-au mai fost înregistrate capturi în ultimii 2 ani, iar la Poliția de Frontieră nu există o echipă antidrog. Asta au auzit peste 250 de oameni în ultimele 24 de ore, vorbind despre persoane suspecte de trafic de droguri, trafic de minori și proxenetism. Deși mulți au fost duși la audier, doar 89 au fost reținuți și 19 arestați preventiv. Polițiștii au confiscat peste 5 kg de droguri de mare risc, zeci de plante de cannabis, dar și alte substanțe interzise. În urma perchezițiilor făcute în București, polițiștii au destructurat și o afacere de familie. Din aprilie și până în septembrie, un bărbat ar fi vândut în mod constant cocaină și le-ar fi cerut clienților între 600 și 1000 de lei. Se pare însă că nu lucra singur, mai multe rude îl ajutau, printre care se numără și un minor. Persoana care deține droguri pentru consum în școală, la festivaluri, este sancționată cu o pedeapsă mai mare, comparativ cu situația în care este depistat singur în mașină cu droguri o persoană. De altfel, în primele 8 luni ale acestui an, polițiștii au capturat 570 de kg de droguri, mult mai puțin față de anii trecuți. Nu se știe însă dacă a scăzut numărul de traficanți sau dacă autoritățile nu mai reușesc să găsească. Cert este că nu există resurse necesare pentru combaterea traficului de droguri. Vorbim de peste 60 de funcții vacante, iar dacă cei selectați depășesc acest număr, vom veni cu o suplimentare de funcții. Atât cât va fi nevoie, câte cadre vom putea identifica în această perioadă, cu atâtea funcții venim în prima etapă. De la începutul anului și până acum, peste 1 milion de comprimate de stupefiante au fost descoperite. Cele mai multe sunt aduse din afară. Asta în condițiile în care la Poliția de Frontieră a fost desființată brigada antidrog. Combaterea unui fenomen se poate face cu structuri specializate, ori în acest moment, așa cum ați precizat, Poliția de Frontieră Română nu are o structură specializată în combaterea fenomenului drogurilor. Acum, când se confruntă cu un număr tot mai mare de traficanți de droguri, autoritățile vor pedepse mai dure, dar și clemență pentru cei care colaborează cu poliția. Pot beneficia de reducerea pedepselor doar cei care
conduc la capturarea unor cantități mai mari de droguri sau similare cu cele care fac obiectul faptei sale. Eliminarea posibilității condamnării cu suspendare a executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor de trafic de droguri. Statisticile arată că aproape 17% dintre românii cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani au consumat cel puțin odată un drog. Călătorie cu nervi și frustrare pe calea ferată. Un tren de călători care făcea legătura între Craiova și București s-a stricat în această dimineață pe un câmp din județul Argeș. După ce a așteptat 2 ore în vagoane, pasagerii au fost nevoiți să meargă 2 km pe jos, tot pe calea ferată, ca să ajungă la un autocar. Așa au ajuns în gara de la Pitești, de unde și-au continuat drumul spre capitală. Este ca în filme, toată lumea merge pe pietre, pe calea ferată. După 2 ore s-au gândit că oamenii să meargă în câmp, că vine un autocar. Vă dați seama ce frumos, cam povești. Trenul Interregio Craiova-București s-a defectat pe un câmp între Costești și Pitești. După 2 ore de așteptare, pasagerilor li s-a spus să o ia pe jos până la locul unde îi va aștepta un autocar care să-i ducă la Pitești la gară. De acolo urmând să ia alt tren către București. Mi-a zis băieții de aici, urcați-vă în tren. În asta. Că nu știm când pleacă, când nu pleacă. Ajung neapărat că la 2:30 trebuie să mă întorc înapoi. Vă dați seama că merg la o soră de-a mea care e la azil. Bulversați și supărați, oamenii spun că planurile lor au fost date peste cap de această întârziere. Am rămas fără curent și am rămas acolo. Și după aceea ne-a pus să mergem o oră jumate, ne-a pus să mergem de cine? Aproape 1 km. Să ne ia cu microbus de acolo. Și am mai stat și acolo cu o parte. Ați întârziat? Unde trebuia să ajungeți? La București. Eu intru la muncă. Eu intru la muncă, de exemplu. Să nu cred că îmi plătește mie CFR-ul orele pe care mi-a dat. Într-un final, călătorii au ajuns în București cu o întârziere de aproape 4 ore. Gest revoltător la un liceu din Mioveni. Un tânăr și-a desfigurat fosta iubită după ce a împins-o într-un zid, iar fata s-a lovit cu fața de ciment. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Adolescentul ar fi vrut să o bată mai tare pe fosta prietenă, dar a fost oprit de profesorii care erau pe hol în acel moment. Motivul pentru care ar fi lovit-o e că fata vorbea urât despre actuala iubită a băiatului. Victima a fost internată de urgență la București cu traumatisme severe la cap și față, iar agresorul a ajuns pe mâna poliției. După toate birurile impuse de guvern, românii s-ar putea trezi și cu altă taxă, pe turism. Ar fi bun de plată cei care merg în concediu, însă în străinătate. Este doar o propunere deocamdată, dar oamenii sunt scandalizați. Detalii însă în câteva minute la știri. Misiune de salvare pe Dunăre după ce un bărbat a fost dat dispărut. 2 bărci s-au ciocnit azi noapte în Delta, iar conducătorul uneia dintre ele nu este de găsit și este căutat și la această oră de poliția de frontieră. Azi 2 bărbați au fost răniți. Accidentul a avut loc pe brațul Sfântul Gheorghe în dreptul kilometrului 55. La ora 9 seara suna telefonul la ISU Tulcea anunțând tragedia. 2 bărci se loviseră cu viteză în întuneric. Într-una dintre embarcațiuni erau 2 bărbați care au fost răniți în urma coliziunii, iar unul dintre ei a și sunat la 112. Tot ei au anunțat că cel care conducea a doua barcă nu e de găsit. ISU Tulcea a trimis la fața locului un echipaj medical SMURT și o ambulanță. Cele 2 victime în vârstă de 46, respectiv 32 de ani, au primit îngrijiri medicale și apoi au fost transportate la unitatea de primire urgență de la Tulcea. Între timp, Autoritatea Navală Română a trimis în zonă mai multe echipaje pentru căutarea și salvarea bărbatului dispărut. Să mergem puțin mai la vale, poate la Tuscuretu, avea vestă? Hai să mergem mai la vale. O să mergem vreo câțiva kilometri în aval, mergem pe partea dreaptă și ne întoarcem pe partea stângă în aval, da? Toată noaptea au fost cercetate ambele maluri ale canalului unde s-a produs accidentul. Tot ce s-a găsit a fost un bidon de benzină gol. Bidon și pare să aibă ceva în el. Altfel plutea mult mai mult. Ori e legat, ori are ceva în el. Are ceva legat? Are ceva în el, să n-aibă benzină sau ceva. Benzin? Benzinie.
Benzen, de la ăla din parc, da. Misiunea pompierilor tulceni a fost întreruptă în jurul orei 3, aceasta fiind reluată în această dimineață cu o embarcațiune RIB și 3 subofițeri sub coordonarea personalului de la Poliția Transporturi. Căutările au fost reluate și astăzi, între Murighiol și Dunăvățul de Sus. Deocamdată nu au fost băgați scafandrii în apă, pentru că vizibilitatea este foarte, foarte redusă și, în plus, sunt și curenți foarte mari. Poliția Transporturi a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Mocnește un nou scandal la malul Mării. Sute de pescari trebuie să returneze statului banii primiți ca ajutoare în perioada pandemiei de COVID. După ce au făcut plățile, autoritățile au verificat documentele, iar acum spun că unii beneficiari nu ar fi fost eligibili. Fiscul a început deja să le golească conturile și a pus poprire și pe pescadoare. Nici pescuitul nu mai merge din cauza războiului. Navele ies mai puțin în larg de teama minelor, iar producția de pește a scăzut dramatic. Pentru că le-au scăzut veniturile în timpul restricțiilor din pandemie, pescarii de pe litoral au putut cere sprijin pentru compensarea pierderilor. Cu dosare stufoase verificate de specialiști, au reușit să obțină sume mari, cuprinse între câteva zeci și câteva sute de mii de lei. În total, 1.800.000 de euro. Restaurantele au fost închise, fabricile n-au lucrat, iar noi am oprit activitatea datorită lor. Ajutorul nu a fost ușor de accesat. Un dosar depus a numărat aproximativ 800 de pagini. Însă, după un an, societățile comerciale de pescuit au fost somate de Ministerul Agriculturii să înapoieze banii primiți în perioada pandemiei. În ghidul pus la dispoziție la cea vreme se preciza că activitatea de pescuit ar fi trebuit să înceteze temporar, însă nu scria pentru cât timp sau dacă zilele de întrerupere vor fi consecutive. Ghidurile elaborate atunci nu au fost clare, iar statul vrea azi banii înapoi. Toată suma, integral, trebuie să o dăm înapoi. Dumneavoastră cât aveți de dat? Undeva aproximativ 60.000 de euro. Trebuia să ne oprim în totalitate. Nu trebuia să avem nicio zi de ieșire pe mare, ceea ce în ghid nu era stipulat. În urma unui control al Curții de Conturi s-a constatat că sintagma oprire temporară a pescuitului pentru care au fost acordați banii, de fapt, nu s-a putut edifica cuvântul acesta de temporar. Ce înseamnă temporar? Înseamnă temporar pe o perioadă. Nu a fost prins nici în ghiduri. Toți pescarii de la Marea Neagră care au accesat acești bani trebuie acum să-i returneze. Unii i-au cheltuit, alții au investit în nave noi. Din 18 firme, deja 7 firme sunt executate de ANAF. O să pierdem vapoarele. Din 24 de vapoare, 20 de vapoare sunt în acest sistem de executare de ANAF. Cei care au făcut acele ghiduri în acele momente trebuie să răspundă. Noi am accesat acele ghiduri în condițiile care au fost atunci și au fost concepute de specialiști, între ghilimele. Acum nu știm cât de specialiști sunt, pentru că dacă acum ne cer banii înapoi... Cu pescadoarele trase pe dreapta, cantitatea de pește capturată din Marea Neagră a scăzut dramatic. La asta se adaugă războiul. Din cauza minelor și exercițiilor militare, multe nave nu mai ies în larg. Am agățat o mină în traul și am pierdut o zi până vin instituțiile, până vine gardă de coastă, până vin armată. Trebuia să-l tragem pe o adâncime mai mică, a venit scafandrii, s-a pierdut o zi întreg. În această perioadă, mare abundă de rapane, scrumbie, stavrit și chefal, dar în portul Tomis și la Media, pescadoarele stau la cheu. Comandanții spun că nu se mai încumetă să iasă pe mare la fel de des ca înainte. România dată în judecată la CEDO. Trebuie schimbată legislația. Căsătorie între persoanele de același sex. Astăzi, la Focus. Românii nu vor mai pleca atât de entuziasmați în vacanțe. O propunere a Federației Patronatelor din Turism ar putea să-i oblige să plătească mai mult dacă se gândesc să meargă în concediu prin alte țări. Este vorba despre o taxă fixă, iar banii strânși ar urma să fie folosiți pentru promovarea României. Propunerea i-a revoltat deja pe oameni, dar și pe ceilalți reprezentanți ai agențiilor de turism. Pentru români, vacanțele în străinătate au devenit un lucru obișnuit. Dezamăgiți de prețurile mari de la noi, dar și de serviciile proaste în multe cazuri, mulți aleg alte țări ca să meargă în concediu.
Cei care doresc să plece în străinătate ar putea plăti o taxă în plus pentru fiecare sejur sau fiecare zi de călătorie. Asta, bineînțeles, pe lângă taxa turistică deja aplicată în țara de destinație. Propunerea aparține Federației Patronatelor din Turism, care își dorește să promoveze turismul românesc la nivel internațional. Asta pentru că susțin ei s-a ajuns ca peste 1 milion de români să aleagă ca destinație de vacanță străinătatea. Taxa ar fi de 1 euro de persoană. Toți românii care călătoresc nu trebuie să fie unii privilegiați și alții năpăstuiți. Toți ar trebui să plătească o taxă de promovare care să se ducă în promovarea României, astfel încât noi putem fi competitivi pe plan internațional, vorbind de investițiile în promovare. Este de notorietate faptul că România nu mai participă la târgurile internaționale. România nu are bani să-și înființeze un site național, un site de turism. Banii ar urma să fie încasați direct de agențiile de turism. Se ia în calcul inclusiv taxarea turiștilor care aleg să-și facă vacanța pe cont propriu și nu printr-o agenție. Nu e normal, dar încă mai activează în Norvegia și deja și în țările nordice sunt o groază de români ca turiști. Nu mi se pare corect. Pentru că avem liberă trecere să mergem oriunde, să vedem orice, fără taxe. De obicei plec în Londra, în Anglia, în Italia, plec în Spania și nu mi-ar părea corect să mi se perceapă o taxă, pentru că vreau să văd, să plec în altă țară să văd. Mai mult și ceilalți reprezentanți din turism sunt indignați și consideră propunerea absurdă. Noi ne-am câștigat dreptul la libera circulație, suntem membri ai Uniunii Europene, vrem să aderăm și la spațiul Schengen. Cred că pot fi alte modalități de a încasa taxe din turism. Agențiile de turism nu au fost consultate, respectiv Asociația Națională a Agențiilor de Turism, pe această temă. Visăm de atâția ani dreptul la călătorii liber și acum impunem restricții. Mi se pare aberant și sper că nu se va îmbrățișa o astfel de idee. Și Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a reacționat. Spun public că în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nu s-a discutat o astfel de idee și nu a fost vreodată găsită o astfel de soluție pentru finanțarea imaginii României în exterior, pentru atragerea turiștilor străini, a spus Ștefan Radu Oprea. Turcia, spre exemplu, a impus o taxă turistică de la 1 ianuarie 2023. Vizitatorii au de plătit o taxă suplimentară de 2% în hoteluri, moteluri sau pensiuni, dar și pentru circuitele organizate de agențiile de turism. La rândul lor, și turiștii turci trebuie să plătească o taxă de 12 euro pentru fiecare vacanță în străinătate. Magiunde, prune și distracție în aer liber, o combinație inedită pentru petrecerea timpului liber. Așa a fost la festivalul Silvoiței din județul Cluj. Sute de familii și-au dat întâlnire pe dealurile de la Vultureni să guste din magiunul pregătit pe loc de producătorii locali. Comuna Vultureni se află la doar jumătate de oră de Cluj-Napoca și e locul ideal pentru un weekend la țară, în natură. Zilele acestea, când are loc și festivalul magiunului de prune, e zarvă mare. Se pregătește silvoița, un soi de magiun sau marmeladă din prune fierte în ceaun sau căldare. În timp ce fierbe la foc mic, vizitatorii se bucură de tot felul de activități și concursuri. Mi-a plăcut alergatul pe baloți și tot ce este aici, tirolie, cățărat, mers pe cal, tot mi-a plăcut. Cum a fost la regatul pe balos? Am văzut că ai scos un timp foarte bun. Păi a fost foarte fain, este vorba de precizie și să fii atent. Ne bucurăm că am putut să venim, e o zonă frumoasă, e timp frumos și e o plăcere, mai ales când vin și nepoții și familia. Festivalul Silvoiței a fost inițial o idee de târg de producători și ne-am gândit cum să aducem cât mai mulți cumpărători, așa că am organizat tot felul de activități pentru copii și a devenit un eveniment rustic, un pic rafinat, așa, diferit de zilele satului, pentru orășeni, unde se fierbe și Silvoiță live, sunt mai multe ceaune. Și copiii au ce face, nu se plictisesc la țară. Silvoița are o rețetă specială, care în zona Clujului este cunoscută din vremuri străvechi. E făcută doar din prune, nu se folosește zahăr deloc, iar procesul de fierbere este destul de lung. Trebuie să ai o foarte mare grijă, dacă focul e prea mare, se arde, dacă nu se evaporă constant și durează undeva la 36-40 de ore.
ca să aduci de la prună la aici, la magiun. La final, silvoița trebuie să fie cremoasă. Când este gata, ea trebuie să stea așa. Asta e gata. Așa arată la sfârșit. Se pune în borcan. Borcanul se lasă chiar și o zi desfăcut, fără capac, pentru că dacă pui capacul imediat, se face condens, apă și se face mucegai. Se lasă, se face o poșghiță, deci nu se ia pe deget. În momentul ăla e ok. Deși prețul unui borcan de silvoiță este de 50 de lei, toți vizitatorii au plecat acasă cu o astfel de delicatesă. O nuntă cu peste 1000 de invitați s-a transformat într-o tragedie fără margini. Ce s-a întâmplat în timpul evenimentului la care au murit peste 100 de oameni? Vă spun imediat după publicitate. Resuscitați cursurile de prim ajutor este mesajul transmis astăzi de un grup de protestatari în fața Ministerului Educației. Deși noile legi ale educației prevăd implementarea unor astfel de cursuri în școli, Ministerul nu a finalizat nici acum normele de aplicare. Totul vine în contextul în care în luna mai o fată de 14 ani a murit după ce s-a înnecat cu un jeleu la școală și nimeni nu a știut să-i acorde primul ajutor. Inclusiv o petiție a societății civile, care a adunat aproape 50.000 de semnături, a convins parlamentarii să introducă cursurile de prim ajutor în noile legi ale educației. Actul normativ a fost publicat în iulie în Monitorul Oficial, dar până ca aceste lecții să devină o realitate în școli, e nevoie ca Ministerul Educației să finalizeze normele și metodologia de aplicare. Asta au cerut oamenii în fața instituției. Suntem cetățeni care nu putem să stăm deoparte și să așteptăm ca Ministerul să-și aducă aminte eventual când se va întâmpla poate o nouă tragedie, că trebuie să se pună pe treabă. Vrem să ne asigurăm că situații precum a fetiței de la Cluj, care a murit înnecată cu un jeleu, nu se va mai întâmpla niciodată în România și că orice copil în școală va putea fi salvat de către colegi, de către profesori, de către personalul non-didactic. Chiar pe trotuarul din fața Ministerului s-au făcut demonstrații de manevre de prim ajutor. Mișcarea nu este față-spate, mișcarea este circulară, da? Ori în J mare, ori în L mare. Așa îmi place să le zic. Prin cursuri, copiii și profesorii a primit nu doar lecția salvării, ci și a solidarității. Dino a devenit salvator voluntar într-o asociație la 14 ani, iar acum la 16 este instructor și învață și pe alții cum să ofere șanse la viață. Cu cât suntem mai mulți instruiți, cu atât este mai bine. Pentru că trăim într-o societate prin care se întâmplă destul de multe chestii, chiar lângă noi, fără să ne dăm seama și nu dăm atât de multă importanță. Dar poate dacă îl vedem pe cineva căzut. Băi, cum ar fi să mă opresc? Să vedem, să intervenim, să ajutăm, să ne ajutăm între noi. Despre asta este vorba și inclusiv în cursul de prim ajutor, ca să mai salvăm o viață. Statistica arată că 8 din 10 români nu știu să acorde primul ajutor. Ana Maria este voluntar pe ambulanță și a văzut la propriu consecințele acestor cifre. Școala a învățat vreodată ceva de acest fel? Nu. Și este atât de necesar pentru că văd unele cazuri în care ar fi meritat să fie cineva acolo cu 3 minute înainte. Eu mi-am învățat sora, mi-am învățat fratele să facă aceste manevre de bază de resuscitare și cred că toți copiii ar trebui să știe aceste lucruri, pentru că pot salva și chiar și părinții. Pentru fiecare minut de întârziere în acordarea primului ajutor, șansele de supraviețuire scad cu 10%. Membrii de CLIC au intrat apoi la discuții la minister. Li s-a spus că normele de aplicare vor fi gata în iunie anul viitor, doar că astfel de lecții sunt o temă prioritară în programul Școala Altfel. Tragedie la o nuntă în nordul Irakului. 113 oameni au murit, iar alți 150 au fost răniți într-un incendiu provocat cel mai probabil de focul de artificii. Printre victime se numără inclusiv mirele și mireasa. Focul a mistuit sala de evenimente, iar mai multe părți din tavan s-au prăbușit. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Incendiul a avut loc într-un district din provincia irachiană Ninive, nordul țării, în jurul orei locale 23. Sute de persoane se aflau în acel moment în sală. Salvatorii încă mai caută victime printre dărâmători, iar autoritățile locale au numărat până în prezent 113 morți. Cel puțin 50 dintre răniți se află în stare critică. Cei mai mulți au murit din cauza arsurilor și a lipsei de oxigen. La fața locului s-au deplasat zeci de echipaje de salvare și pompieri, iar în imagine surprinsă se vede cum sala a fost distrusă aproape în totalitate. Focul s-ar fi propagat foarte repede din cauza materialelor de construcție ieftine și inflamabile și ar fi provocat prăbușirea unor părți din tavan. La
la bisitru vezi. Zauși tu, Rawant, o Ibn Hașbel, o Binta Ghazal. ثلاثة ماكو لا بالمستشفيات هسه راح ندورنا بالموصل كلها ماكو ليه يعني من الليل هسه ادور بالمستشفيات كلها حماتي كنا قاعدين بالحفلة وقعت على راسنا انت كنت وياهم؟ ايه كنت وياهم احنا كنا قاعدين هنا يم بالمطبخ طلعنا من المطبخ يا عندنا عرس يعني الناس تتزوج هاي معزومين بالفوق الألف شخص ألف ألف ومية عرس مستمر كل شيء ماكو بالرقص مال شلو صار شعالات هاي شعالة واحد بسقف. Guvernatorul regiunii Ninive susține că numărul morților și al răniților nu a fost stabilit cu exactitate și că ar putea crește. La principalul spital din Hamdania, un oraș situat la est de Mosul, zeci de persoane au venit să doneze sânge. Premierul Mohamed Shi al Sudanii a ordonat o anchetă și a cerut oficialilor din Ministerele de Interne și Sănătate să acorde răniților tot sprijinul. În Irak, standardele de siguranță sunt foarte puțin respectate, atât în construcții cât și în transporturi. Din cauza infrastructurii distruse după zeci de ani de conflicte, au loc des incendii sau accidente domestice soldate cu morți. În iulie 2021, focul izbucnit la unitatea COVID a unui spital din sudul țării a ucis peste 60 de persoane. România dată în judecată la CEDO. Trebuie schimbată legislația. Căsătorie între persoanele de același sex. Astăzi, la Focus. Haos în Philadelphia. 20 de persoane au fost arestate după ce peste 100 de infractori, toți minori, au jefuit mai multe magazine. Poliția a intervenit în forță după ce a primit zeci de apeluri disperate care semnalau că mai mulți adolescenți violenți distrug și jefuiesc tot ce le iese în cale pe Center City. Forțele de ordine au anunțat după dispersarea acestora că violențele nu au avut legătură cu un protest anterior față de împușcarea mortală de către poliția unui adolescent de culoare care s-a și sustras arestării. Moment istoric în Statele Unite. Joe Biden este primul președinte american care s-a alăturat unui protest sindical. Liderul de la Casa Albă a mers la muncitorii din industria auto care cer o mărire salarială de 40%. Vizita lui Biden a fost criticată de Donald Trump, care anunțase și el că vrea să-i viziteze pe protestatari. Purtând o șapcă cu inițialele sindicatului United Auto Workers, președintele american a făcut poze cu muncitorii, a dat mâna cu ei și le-a vorbit la un megafon despre necesitatea ca aceștia să primească mai multe beneficii. And the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well too. The simple problem. Yeah. Stick with it. Because you deserve the significant raise you need and other benefits. Let's get it! Înainte de vizită, sindicatul a emis un comunicat de presă în care a precizat că este pentru prima oară în istorie când un președinte în funcție se alătură unui protest sindical. We do the heavy lifting. We do the real work. Not the CEO, not the executive. And though we don't know it, that's what power is. We have the power. The world is of our making. The economy is of our making. This industry is of our making. Participarea lui Joe Biden la protest nu este întâmplătoare. Stafful de campanie al președintelui ar fi aflat că și Donald Trump urma să meargă să se întâlnească cu muncitorii. Până acum, sindicatul industriei auto, care reprezintă 3% din economia SUA, a refuzat să sprijine candidații la alegerile prezidențiale din 2024. Un musafir nepoftit a stricat picnicul unei familii din Mexic care se pregătea să se bucure de o zi liniștită în natură. Înfometat și ademenit de miros, un urs s-a avântat la masa familiei și nu a mai plecat de acolo până nu s-a ospătat din toate bunătățile. În tot acest timp, oamenii au înghețat de frică.
După ce s-a săturat, ursul s-a dat jos în liniște de pe masă și a continuat să caute mâncare, să se asigure că nu i-a scăpat nimic. Zona în care a avut loc incidentul, parcul ecologic Chipicue din nordul Mexicului, este cunoscută ca habitat natural al ursului negru. Persoanele de același sex ar putea căsători și ar putea face împreună împrumuturi la bancă. Legislația s-ar putea schimba după ce mai multe cupluri gay au câștigat un proces la CEDO. Detalii despre acest lucru imediat după publicitate. România trebuie oficial să recunoască și să protejeze familiile formate din persoane de același sex. Mai multe cupluri gay au câștigat definitiv procesul cu statul român. Asta după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde s-a judecat acest caz, a respins contestația Guvernului României. Acum legislația țării noastre trebuie schimbată. Cuplurile de același sex ar urma astfel să poată face împreună împrumuturi la bancă, partenerii să beneficieze unul de asigurarea medicală a celuilalt și chiar ar putea să se căsătorească. Florin și Victor sunt una dintre cele 21 de familii care au dat în judecată statul român acum 4 ani. Ei au invocat faptul că în țara noastră nu le sunt respectate și recunoscute drepturile, la fel cum se întâmplă în cazul familiilor heterosexuale. Statul român are obligația să respecte toate familiile care există pe teritoriul României, inclusiv familiile LGBT. Familiile noastre sunt familii cât se poate de reale, de concrete, care au exact aceleași nevoi pe care le au toate familiile care locuiesc în România. În raport cu autoritățile române trebuie de fiecare dată să ne justificăm, să ne explicăm existența. În luna mai, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câștig de cauză cuplurilor gay. CEDO a concluzionat că România încalcă articolul 8 al Convenției Drepturilor Omului, cea care protejează viața de familie. Guvernul a contestat decizia curții. Absolut rușinos ca un stat membru al Uniunii Europene, în primul rând, s-a dat și o decizie. CEDO știm foarte bine că a încălcat convenția. Același stat a recunoscut că încalcă convenția. În cele din urmă, CEDO a respins de curând contestația. România trebuie acum să modifice legislația astfel încât familiile formate din persoane de același sex să fie recunoscute și să beneficieze de aceleași drepturi precum familiile heterosexuale. Vorbim printre altele despre dreptul la moștenire, dreptul la coasigurare medicală, cel de reședință sau dreptul la căsătorie sau parteneriat civil. Un studiu al celor de la Ipsos arată că 9% dintre adulții din România ar face parte din comunitatea LGBT+. Datele relevă și că 71% dintre conaționali spun că nu li se pare că existența familiilor de același sex au vreo influență asupra vieții lor. Eu văd că e foarte, nu numai posibil, dar absolut just ca să recunoască legăturile între oameni. Dacă se iubesc, nu are nicio importanță ce sex au. Ne găsim și noi rândul în unor țări unde rațiunea e mai bună decât prejudecată. Oricum, mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat și acest lucru, pentru că generația se schimbă, mentalitatea și ea se schimbă. Nu e un lucru atât de rău precum vor alții să-l facă să fie. Sunt însă și mulți români care nu privesc cu ochi buni această decizie. Eu sunt de modă veche, nu mă interesează chestia asta. Nu sunt de acord, nu mă interesează, nu vreau să aud despre subiectul ăsta. Cum este lăsat de Dumnezeu? Să fie o femeie și un bărbat, nu? Să aibă un copil, 2-3 câți acolo. Asta se numește familie. Eu nu văd familie căsătorindu-se doi bărbați sau două femei. Nu e normal. Nu sunt de acord. Eu așa cred. Bărbat și femeie, așa a lăsat Dumnezeu. Florin și Victor spun că drepturile care cer să le fie respectate sunt aceleași ca ale oricărui om și trec dincolo de prejudecățile societății. De-a lungul timpului, ei s-au confruntat cu mai multe situații în care, din cauza legii, nu au fost recunoscuți ca fiind partenerul celuilalt. Am avut o problemă de sănătate, însă nu am putut beneficia de coasigurarea partenerului meu. În acea situație a trebuit să scot bani din buzunar, să plătesc analizele, ceea ce nu s-ar fi întâmplat în cazul unei familii heterosexuale, pentru care în mod automat ar fi fost recunoscută cu asigurarea. Știm de
prieten care nu și-a putut lua partenerul decedat de la morgă posibilitatea de a lua un împrumut, bancar ca familie și așa mai departe. România este una dintre puținele state europene care nu are o legislație care să protejeze și să recunoască familiile formate din persoane de același sex. De-a lungul anilor, mai multe instituții sau figuri din societatea românească și-au arătat dezacordul față de căsătoriile gay, care ar putea fi legalizate odată cu această decizie. Printre aceste entități se numără și Biserica Ortodoxă Română. Domeniul dreptului familiei este în mod natural strâns legat de tradițiile culturale și istorice ale fiecărei societăți și de concepțiile sale profunde. Ca urmare, nicio decizie judecătorească europeană sau internațională nu poate obliga statele libere să comită intruziuni ideologice în acest domeniu fundamental al dreptului și să creeze un statut particular pentru anumite persoane care aleg să coabiteze, fie ele de sex diferit, fie de același sex. Marșurile comunității LGBT au deja o tradiție și în țara noastră, iar de la an la an lor li se alătură tot mai mulți oameni din tot mai multe orașe. Mereu au existat însă și contraparade. Momentan, nici guvernul, nici parlamentul nu au anunțat când, dacă și cum vor modifica legislația. Fiecare zi care trece fără să existe legislație care să ne ofere protecție, e o zi în care oameni reali, zeci de mii de familii de același sex din această țară, au de suferit. Guvernul a venit însă acum o săptămână cu o inițiativă prin care vrea să modifice legea. Aceasta ar presupune însă doar ca țara noastră să recunoască parteneriatele civile sau căsătoriile gay încheiate în alte țări europene și acordarea dreptului de ședere către aceste familii. De la sport trecem la meteo. Colega mea Roxana Gheorghean aduce toate informațiile despre vreme. Bună seara, Roxana! Bună seara, Marius! Bun găsit tuturor! Mâine se menține vremea frumoasă și caldă. Temperaturile rămân în continuare mai ridicate decât cele specifice datei, astfel că maximele vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade. Cerul va fi mai mult senin, însă vor fi înorări în sudul și sud-estul țării. Vântul va avea intensificări în partea de sud-est a teritoriului, dar și pe crestele montane. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg, imediat după Focus Sport. Marius? Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Sezon nou, glume noi. Gabriela Dezbră și Șerban au tolba plină de bâlbe la Cronica Cârcotașilor, care începe la ora 20. E seară de Cupa României. Sepsi Sfântul Gheorghe joacă la Hermannstadt, iar de la ora 21 toți microbiștii sunt cu ochii pe FC Bihor, FCSB, în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro. Dumneavoastră să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți, bineînțeles. Program disponibil pe primaplay.ro.